acolo mai era un sfânt care a fost trecut cu vederea, părintele Ioan Guțu, tot 78 de ani de mănăstire sau 80, mers din copilărie în Atos și acolo crescut și trăit tot un mare șale sfânt, dar probabil când îi vine vremea îl găsește Dumnezeu și îl proslăvește. Și o fată de grec, dintr-un spital din ăsta foarte sofisticat, a fost dată cu salvarea acasă părinților să o ia pentru că în ultima fază de boală și să nu moară în spital, știți, să nu fie dumicat, căcuit, cercetat. Și cum stătea fata în salvare aceea toată în perfuzii, s-a sculat deodată în șezut și a spus așa: cine-i Sfântul Ioan Valahu? Cine-i Sfântul Ioan Valahu? Cine-i Sfântul Ioan Valahu? Ce să știe ea de Sfântul Ioan Valahu? Când a zis că e Valahu, a zis, băi, Valahu, Valahia. Au sunat imediat la schitul românesc, Prodromul, deci eram prezent la vremea aceea în schit, și părintele Petroniu ne spune la masă: mă, voi ați citit ceva de Sfântul Ioan Valahu? El este canonizat în biserica noastră, dar cumva acum, târziu, nu din timpurile lui, de el a pătimit în țara românească, a fost furat de tânăr fecior de acasă, luat cu arcanul, cum se spune, furat de turci rob, i-a plăcut unui turc și a vrut să-l batjocorească, le-a dat o lovitură de moarte și turcul a murit și erau două legi. Ori să o ia pe turcoaică de soție pentru că i-a ucis soțul, ori să fie decapitat. Și el a refuzat să o ia de soție și să treacă la musulmanism, la islamism. Și atunci turcoaica a pus să fie arsă în foc, bătut, schingit și să-i arunce cenușa în apa Bosforului. Poftim! Cine mai știe de acest sfânt? Și cine a mai avut grijă acestui sfânt, un tânăr de 17, 18, 19 ani? Despre care prea puțină lume știa. Este. El este consemnat în Sfinți Apărători ai Credinței Strămoșești de Părintele Ioan Nichie Bălan, Arhimandritul. Dar după Revoluție, după 90, când s-a putut umbla prin documente, când s-a putut umbla prin arhive, când s-a putut căuta, găsi. Și în final, li s-a spus, este un sfânt român, a murit de foarte tânăr, a pătimit la turci, a fost dat foc de viu, a fost schinjit, așa, pentru că n-a suportat să treacă la islam, n-a suportat să fie batjocorit, cum era batjocura turcilor, sodomia asta și incesturile astea cu tineri, și drept pentru care cine a știut de numele lui. Astăzi are și mănăstiri închinate cu hramul lui, are icoană, are tot. Dar la vremea aia puțin să știa ceva vag. Și fata povestește. A venit lângă mine în salvare, mi-a făcut cruce pe frunte, mi-a spus: sunt Ioan Valahu, Dumnezeu m-a trimis să te vindec și spune oamenilor că eu sunt sfânt să se roage la mine. Și fata s-a sculat sănătoasă, au dus-o la spital, au controlat-o, nu mai avea nimic și bănuiesc că o fi trăit și în ziua de azi. Asta era acum 30 de ani. Deci poftim. Da, incredibil. Deci iată o formă de sfințenie. Deci când Dumnezeu vrea să proslăvească un sfânt, nu trebuie să ne facem noi probleme. Era în 1986, în plină experiență securistă, când din trei oameni, doi îl păzea pe al treilea sau unul îi păzea pe ceilalți doi, cu state duble de plată, nu că azi n-ar fi la fel, acum ai telefonul, televizorul, îți găsesc metode, nu-i problemă, numai tu să vorbești. Și pavajul la Mănăstirea Neamț tot sălta și a zis, bă, s-a spart conducta de apă. Au săpat un metru, n-au găsit nimic, au pus pământul la loc, au făcut mortar proaspăt, seara era privegherea de hram. Au pus pavajul la loc, peste un ceas tot pavajul zburlit din nou și ieșit în sus ca și cum dospește o pâine și dă afară din lighean. Starețul Efrem Chișcar, un om înțelept și cu experiența spus așa, fraților, ceva nu e în regulă. Ori un semn de la Dumnezeu, ori vreo ispită, să vedem. Mai sapă încă o dată și la nici la jumate de metru sub pavaj găsește o semintele galbene a unui sfânt care nu știa nimeni ce-i cu el. Așa s-a și numit Sfântul Necunoscut de la Neamț. Au strâns rapid o semintele, le-au ascuns
Și au pus în pânza respectivă alte oseminte din osoar. Pentru că știau ce se întâmplă. Și cele reale le-au ascuns sub Sfânta Masă. Aha. A venit imediat securitatea. Vrem oasele care le-ați scos de aici din pământ. Da, luați-le. S-au dus și le-a dat foc. Ca să nu rămână mărturie. Dar ce ai putut opri oamenii care de acum veneau la priveghere să nu bat acolo mătăni în plin comunist, în mijlocul asfaltului și să ia cu evlave de acolo, să atingă haine, să sărute pământul, să fure pământ, să fure o pietricică? Nu ai mai putut opri. Da, da, da. Deci era misticism general. Securiștii nebuneau, trimiteți oamenii de aici, astupați mai repede, rezolvați problema. După ce au luat oasele Sfântului și au pus din nou pământul și au pus mortar și au îngrădit locul până dimineața și s-a întărit să poată călca cu piciorul, oamenii tot acolo. După aceea s-a pus o placă de marmură aici, a fost descoperit Sfântul necunoscut frumos. Așa. Și iată o formă de proslăvire a Sfântului. Pe cine să întrebe? De cine să întrebe? Cui să întrebe? Deci noi, deci biserica nu poate gestiona decât harismele și harul Duhului Sfânt în lucrările Duhului Sfânt pe care îi sunt îngăduite. Adică ce se întâmplă? Noi trebuie să avem o, noi trebuie să avem aici o anumită pricepere și înțelegere. Biserica ca instituție, episcopul, mitropolitul, patriarhul, sinodul, preotul, protopopul, tot ce înseamnă misiunea bisericii, nu poate cunoaște deplin voile lui Dumnezeu. Nu poate cunoaște deplin voile lui Dumnezeu cum vrea ea, ci cum îi se descoperă. Că așa spune, nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de care voiește Fiul să îi descopere. Și nimeni nu poate vedea pe Fiul afară de că îi vrea să-i arate Tatăl. Deci sunt niște reguli care nu țin de noi. Și luăm alt caz. Pe la 1800 ceva l-am sărbătorit zilele astea. Undeva în Lainici, pe Valea Jiului sau unde o fi locul ăsta, undeva în Oltenia, era un ucenic de-al Sfântului Calinic de la Cernica, pus stareț de el acolo în schitul ăla, unde dânsul a stat vreo 40 de ani, un fel de egumen. La 7 ani când l-au descoperit, au găsit că trupul e întreg neputrezit. Și a zis Sfântul Calinic, e, Irodioane, din ăștia mi-ești tu. N-am crezut că ești chiar așa, Irodioane, m-ai smerit. Și Sfântul Calinic e sfânt. Dar și Irodioane era sfântul ucenicul lui, care trăia tocmai după Evanghelie. Și starostul de atunci a primit ordin urgent să pună trupul în pământ. Ei, călugării obrăznicuți sau neserioși sau unii care au văzut toată întâmplarea, mai săpau un mormânt și mai furau de acolo câte o bucățică de moaște. Și atunci starețul, în mare taină, fără să știe nimeni absolut nimic, într-o vreme de când nu mai era sezon să vină oameni pe acolo, că nu veneau în toată ziua, da, acum, da, da. Acum e pelerinaj, e acces, e turist, e altceva. La vremea aceea, schitul era un loc liniștit și așa, și că n-a fost nimeni, cu doi călugări de taină, a făcut o lădiță mai mică, a luat sfintele moaște cu mare grijă, le-a pus toate acolo, le-a acoperit în veșminte și din fundul gropii a săpat încă jumătate de metru sau un metru mai jos. A pus lădița cu sfintele moaște, a dat pământ și a dus alte oase din osoarul mănăstirii și le-a presărat acolo ca așa cum ar fi un om mort. A dat pământ, a stupat mormântul, a făcut la loc, a pus cruce, a pus flori. Și după un timp s-a uitat, nimeni n-a mai avut grijă. Starețul n-a spus taina nimănui, ceilalți doi fiind legați n-au spus taina nimănui. S-a schimbat starețul, s-a schimbat obștea, schitul a stat după aceea 40 de ani pustiu și nu mare le-a fost mirarea când prin 1930, 40, nu știu să spun exact, din nou, nou stareț știe, domnule, aici a existat un sfânt numit Luceafărul de la Lainici, ucenicul Sfântului Calinic.